În această săptămână, mai exact joi, medicul care a refuzat să efectueze o bronhoscopie unui pacient care ulterior a și decedat, are ocazia să-și spună punctul de vedere. Consilierii județeni sunt cei care îi vor adresa întrebări. Joi, înainte de ședința de Consiliu Județean, o să o invităm pe doamna doctor să-și prezinte un punct de vedere în Comisia de Sănătate formată la nivelul Consiliului Județean Gorj, formată din consilieri județeni din partea tuturor partidelor. Dacă este necesar după aceea, comisia va face un raport care va fi prezentat întregului plenului Consiliului Județean. În același timp, corpul de control al Ministerului Sănătății se lasă așteptat la Târgu Jiu. A semnat ordinul de control, dar cred că au fost, o să revin astăzi, cred că pe postul Tele3 a dat o declarație de presă prin care spunea că a și semnat ordinul prin care a desemnat comisia de control, dar din câte știu eu au intervenit câteva cazuri la nivel de țară cu acele documente, diplome false și cred că, pentru că și acolo e un corp restrâns de oameni în acest corp de control, dar cu siguranță ordinul fiind semnat va fi prezent și la Târgu Jiu. Medicul Elena Vlad a creat un adevărat scandal în unitate după ce a scris pe fișa unei paciente în dreptul diagnosticului lipsă personal medico-sanitar, cât și lipsă salarizare corespunzătoare a personalului.